puterea vorbirii în alte limbi. Deci, ceea ce am de gând să vă împărtășesc astăzi este cum am învățat, nu de pe pământ, am învățat mai întâi din cer și apoi am învățat de pe pământ. Pentru că, când m-am întors și am găsit pe toți acești oameni, ei practică cuvântul, spune că aduc cererile tale adu cererile tale, adu toate aceste lucruri și le prezinți lui Dumnezeu. Așa că te-ai uitat vreodată în cartea Apocalipsa, unde vorbește despre modul în care aceste rugăciuni se ridică la Dumnezeu ca un vapor, ca un fum, ca un miros dulce care se ridică înaintea tronului lui Dumnezeu? Poți să te uiți să vezi cum funcționează. Deci aceste rugăciuni nu vin la el sub forma limbii noastre engleză sau hindi vin dintr-un strigăt din sufletul nostru pentru toate lucrurile de care avem nevoie pentru lucruri de care avem nevoie de cele mai multe ori. Așa că știm că ca fi am învățat să umblăm în autoritatea acestei poziții de fiu în care putem vorbi lucruri și să eliberăm lucruri pentru noi înșine și pentru oameni. Hai să intrăm în câteva versete despre vorbirea în limbi, astfel încât să nu fi confuz cu privire la asta. Există două fațete la vorbirea în limbi. Una este că e un dar al Duhului care a venit la noi, în biserică, și despre asta se vorbește de cele mai multe ori, despre oamenii care vorbesc în exterior în limbi. Dar lasă-mă să încep cu Isaia 28, versetul 10 și spune asta. El dă poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, regulă după regulă, regulă după regulă, puțin aici, puțin acolo, de aceea, prin buze încălcite și într-o altă limbă, va vorbi el acestui popor. Apoi spune, celor cărora le-a spus, iată locul de odihnă. Lăsați-l pe cel ostinit să se odihnească, aici este odihna. Dar ei, n-au vrut să asculte. Acum, asta e o chestie destul de mare aici. Aceasta este o profeție despre vorbirea în limbi. Ei bine, să intrăm în 1 Corinteni și să vedem asta. 1 Corinteni 14 Urmăriți dragostea și fiți plini de râvnă după darurile duhovnicești, în special după darul profeției. Căci cel ce vorbește într-o limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, întrucât nimeni nu-l înțelege, iar cu Duhul spune taine, dar cel ce profețește le vorbește oamenilor pentru zidire. Asta e în biserică. Dacă profețim și avem ceva de la Domnul, atunci putem spune asta și vom edifica biserica. Și desigur, în vremea noastră există atât de multe profeții false și atât de mulți oameni care profețesc în mintea lor tot felul de lucruri, Știi, un lucru pe care trebuie să-l faci este să nu-ți fie frică de asta. Singurul lucru care are vreo putere sau efect cu privire la noi, la tine, este cuvântul viu al lui Dumnezeu. Dacă nu este cuvântul viu al lui Dumnezeu, nu se va întâmpla. Este doar un cuvânt mort, fals și religios. Poate fi scriptural toată ziua. Așa că primul lucru pe care îl stabilim aici este că vorbirea în limbi ne face să ne odihnim. Să trecem la 1 Corinteni 12, versetul 10. Deci, a dat toate aceste daruri bisericii. Unuia profeție, altuia discernerea duhurilor, altuia felurite limbi, altuia interpretarea limbilor. Acum nu știu de pria, dar de multe ori am auzit o limbă și am așteptat să văd dacă altcineva o să interpreteze, și știam doar că puteam să o interpretez, așa că o interpretam. Și a fost întotdeauna o interpretare edificatoare. Nu o mare chestie, așa, spune domnul, bla bla bla, doar o interpretare edificatoare. Lucruri de genul: Te iubesc, te descurci grozav. Pentru că tot ceea ce are de-a face cu slujirile profetice este pentru edificarea noastră și întărirea noastră, și, de fapt, chiar ne face să ne simțim bine că suntem în viață, în Hristos. Deci, tot ceea ce facem, ce nu vine din rodul Duhului, bineînțeles, nu e Duhul. Așa că, cu cât te hrănești mai mult cu viață, creștem, creștem în cunoașterea Domnului. Acum, acel cuvânt, cunoaștere, se referă la o relație intimă-personală. Aceasta este cine ești ca un fiu. Tot ceea ce Duhul Sfânt face cu sufletele noastre este să ne ajute să creștem în acest tip de cunoaștere, o relație intimă-personală. Acum, dacă cunoști sfârșitul de la început, ești în mintea lui Hristos. El cunoaște sfârșitul de la început. Așa că tocmai v-am spus sfârșitul de la început, care ar fi chiar acum, azi. Tot ceea ce face el cu tine este cu acest scop, o relație personală intimă. Este pur și simplu minunat, este dragoste și am oameni care vin la mine tot timpul, care sunt atât de preocupați de tot felul de doctrine nebunești și de a preda tot felul de chestii de a fi un fiu în Africa, în locuri diferite acolo, în Asia. Și le-am spus să știi, mie nici măcar nu-mi pasă, pentru că știu un singur lucru. Dacă tu intri în calitatea de a fi un fiu, nu există nimic care să te poată separa. Chiar dacă te înșeli în propria ta minte despre câți îngeri vor încăpea pe vârful unui ac, nu face nicio diferență. Singurul lucru care are putere cu privire la tine este cuvântul lui Dumnezeu, viu, cuvântul viu, prin sângele lui Isus. Și te poți odihni în acest lucru. Atât de mulți oameni sunt prinși în tot felul de învățături despre tot felul de lucruri care e o grămadă de vanitate. Totul va trece. Mă uitam la Valentin și vorbeam zilele trecute despre niște misiuni și le-am întrebat. Câți ani au tipii ăștia? Nu știu, poate treizeci, poate patruzeci de ani. Și am spus bine, hai să ne întoarcem cu douăzeci de ani. Unde sunt toți tipii de acum douăzeci de ani? Toți oamenii mari și puternici al lui Dumnezeu? Unde sunt ei? Tot ceea ce face Duhul Sfânt cu noi este să ne aducă la unitatea cu Isus în noi. Nu e vorba despre tot felul de lucruri, tot felul de motivații, tot felul de lucruri. A fi un fiu înseamnă a fi în duh de odihnă. Știm că totul a fost făcut deja de la întemerea Universului. Iar apoi, pe măsură ce ziua ta se desfășoară și te intersectezi cu oamenii din jurul tău, este atât de simplu și atât de ușor. Știți, asta la fel de bine ca mine. Este vorba despre faptul că El te iubește. Este despre dragostea Lui. Iubirea Lui este puterea de care ne-am apucat și suntem Fi. Nu știu de câte ori vorbesc despre acea scriptură. Iată ce fel de dragoste ne-a arătat Tatăl. El ne numește Fi. Așa că spune, iată, asta înseamnă să privim la această dragoste. Ce este această măsură de iubire pe care o ai pentru noi, Tată? Și tot ce pot să spun este că atunci când mă gândesc la asta, doar explodează în sufletul meu, sunt copleșit. Chiar acum. Sunt copleșit de prezența lui, dragostea lui. Și îmi dau seama că asta este ceea ce urmărește el. Nu este vorba despre un cap mare plin de cunoștințe, nu este despre a fi capabil să wow, să uimești oamenii și să-i faci pe toți să creadă că ești cineva. Este vorba doar despre tine. Este vorba doar despre tine. Tu ești fiul lui prețios. Tu ești cel pe care el îl vrea. Aleluia! Am de rea puțin de la subiect. Da, în regulă, e în regulă. Așa că urmărim dragostea. 1 Corinteni 12, versetul 10, altuia înfăptuirea de minuni, altuia profeția, altuia discernerea duhurilor, altuia felurite limbi. Câți dintre voi ați vorbit în diferite dialecte în limbile voastre? Știți doar că dialectele diferă. Mâna sus, 1, 2, 3, Așa că a fost ceva atât de interesant. Steve și cu mine eram în India și cineva ne-a rugat să venim să ne rugăm pentru un om cu adevărat bătrân. Bătrânul avea 90 și ceva de ani, un tip cu adevărat bătrân. Ne-a rugat să venim să ne rugăm. Și când am început să ne rugăm, Duhul Sfânt a început să se miște și amândoi am început să vorbim într-o limbă, un dialect ce mie îmi părea ca fiind a indienilor nativi din America. Dar după ce am terminat, ni s-a spus că e un dialect străvechi din India. Și am fost atât de bine binecuvântați de asta, vreau să spun că Duhul Sfânt lucra prin noi. Așa că te poți ruga în diferite limbi. Eu mă pot ruga și iese uneori, sună ca chineza sau japoneza. Pur și simplu, sună așa, și uneori mă rog în Duhul și vine pur și simplu vine peste când spune că limbile sunt un mare mister este un mare mister dar nu trebuie să fie pentru noi când ne uităm la început a ceea ce spune să intrăm în odihnă așa intrăm în odihnă asta ne face să intrăm în ea așa că Continui în 1 Corinteni, 12 cu 28. Dumnezeu a desemnat în biserică mai întâi apostoli, în al doilea rând profeți, în al treilea rând învățători, apoi pe cei care fac minuni, apoi pe cei care au daruri de vindecare, de ajutorare, de administrare și pe cei ce au darul feluritelor limbi. Limbi! Ce fel de cuvânt ați asocia cu limbi? Care ar fi un alt cuvânt pentru limbi? Voci? Voci ar fi un alt cuvânt pentru limbi? Da. Nu. Limbile practic scot la iveală niște voci. Rețineți asta. Au toți daruri de vindecare. Vorbesc toți în limbi. Traduc toți. Nu. Toți vorbesc în limbi? Nu. Toți interpretează? Nu. Reține că el vorbește aici despre darurile bisericii, însăși, adunarea locală, că dacă intri și vorbești în limbi și nimeni nu știe despre ce vorbești, este ca o nebunie. Dar dacă toți vorbim în limbi și nu există oameni noi acolo și Duhul Sfânt ne dă pe spate pe toți în timp ce mijlocim în Duhul, a te ruga în Duhul înseamnă a te ruga în identitatea ta ca fiu. Vorbești în limbi. Gândesc la asta, să te rogi în Duhul. Cine vorbește? Duhul. Și noi, prin credință, credem asta. Unii oameni, unii oameni au avut niște experiențe uimitoare. I-am văzut țipând și nu puteau să-i faci să se oprească timp de 30 de minute, doar strigau în timp ce erau un plus de duhul. Alții sunt foarte liniștiți, în liniște. Doctrina creștinismului este că dacă nu te rogi în limbi, atunci nu ai Duhul Sfânt. Și am dezaprobat această doctrină în propria mea viață. Vindecă bolnavi, înviați morți, Duhul Sfânt lucra cu mine și eu nu eram botezat în Duhul Sfânt și nu am vorbit în alte limbi la acel moment. Dar am avut Duhul Sfânt. Nu am fost botezat de el, a venit în mine până într-o seară interesantă la o cină, unde cântau un cântec. Și în timp ce cântam, cântecul, versurile spunea ceva de genul: Isus vino în inima mea și am spus asta. Și Duhul Sfânt a venit în mine, și asta a fost după mai mult de un an și jumătate, după ce am fost mântuit. Așa că toate aceste doctrine care împiedică pe oameni să facă ceva sau să aibă ceva din cauza ceva, nu mă las dus de astfel de lucruri. Acum 2000 de ani totul a putut fi direct. Toate darurile Spiritului au putut fi absolut directe. Pentru că asta este tot ce au avut și nu au avut controverse a 2000 de ani de confuzie asupra Bisericii Creștine și a tuturor interpretărilor din Biserica Creștină. Așa că, de aceea subliniez faptul că ceea ce este important pentru noi este a avea acea relație intimă, personală cu Domnul. Unitatea Sa cu tine, chiar acolo unde stai. Acolo, în țările tropicale, cum se vede pe fundalul cuiva, chiar acolo. Aproape că sunt gelos de asta, dacă v-aș arăta cum este vremea. Vremea este teribilă aici. Deci, să trecem la următorul verset. Este, din capitolul 12, versetul 22, am trecut pe ăsta, versetul 30. Deci, Știm că darurile sunt date și o persoană trebuie să creadă. Trebuie să aibă credință că Dumnezeu le-a dat un dar. Unii dintre voi ați lucrat pentru a avea un dar. Ați avut un dar și ați lucrat un dar și de asemenea și eu am lucrat daruri. Dar, pe măsură ce am devenit din ce în ce mai conștient de calitatea mea de fiu, în acea relație intimă cu Domnul, am început să văd că El este cadoul, este cadoul. El poate face orice dorește și eu nu încerc să exersez nimic separat de el. Așa că din când în când va lucra prin mine și va vindeca acea persoană. Și am venit în India, am scos câțiva demoni din Africa, demonii în Africa, mulți dintre ei sunt și în America. Aș vrea să-i găsesc și să-i alung, dar toți se ascund aici. Bun, Așa că nu este că noi avem un dar, este că îl avem pe Duhul Sfânt, avem Duhul Sfânt. Așa că, deși vorbesc în limbi, continuă el aici. Dacă vorbesc în limbi omenești și îngerești, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zângănitor. Poți discerne? Așa că o să trec în revistă. În primul rând, profeția este că vorbirea în alte limbi este o odihnă pentru noi. E o odihnă pentru noi. De ce este o odihnă? Este o odihnă pentru tine și merg puțin mai înainte decât aș fi vrut, dar e ok. Este o odihnă pentru tine pentru că mintea ta carnală nu o poate înțelege. Mintea ta carnală nu o înțelege. Așa că aici, în Iuda 1, cu 20. Însă voi, prea iubiților, zidiți-vă pe credința voastră cea sfântă și rugați-vă prin Duhul. Și Pavel continuă spunând că, cred, vorbesc în limbi mai mult decât voi toți și el nu vorbea în timpul mesajelor sale. Așa că pentru mine, în toți acești ani, pentru mine, intrăm în rugăciune. Poate și voi faceți același lucru, intrați în rugăciune, și dintr-o dată vezi că ai o grămadă de chestii stând deasupra ta despre ce ai făcut ieri, ceea ce o să faci mâine și cum vei rezolva asta și vei remedia asta. Așa că te rogi în limbi până când toate acele lucruri sunt aruncate asupra Domnului. Toată grija o dai Domnului. Și în cele mai multe cazuri nu vei simți nimic până nu vei fi, nu vei persista. Folosind emoțiile tale, poți persista și de multe ori, cum ar fi acum două zile, eu stăteam aici lângă acest foc de șemineu, la unul după amiază și nu m-am putut ridica de pe acel scaun. Nu m-am putut ridica de pe scaun până aproape de ora șase seara, doar rugându-mă în limbi. Dar știu ceea ce face el. Mijlocește prin mine. El aduce viață prin tine în alte părți ale corpului. Limbile sunt foarte, foarte importante pentru un fiu și poate tu ai făcut același lucru ca și mine. Un fel de circumstanță sau situație apare sau te sună cineva la telefon și este o urgență și închizi și începi să te rogi în alte limbi. Faci asta de bună voie, nu trebuie să simți nimic pentru a intra în ea și vă voi spune ce este de fapt o limbă. Este aceeași limbă pe care tu o vorbeai când erai în copil mic, în multe cazuri sunt cuvinte de laudă. Așa cum spune cuvântul, spune că sunt tainele lui Dumnezeu. Așa că întrebarea mea este, cine vorbește? Haide, spuneți-mi careva. Păstorul bisericii? Cine vorbește când te rogi în alte limbi? Duhul Sfânt în tine. Și cui vorbește? cu Tatăl, Dumnezeu, ar putea fi Tatăl, ar putea fi Isus, ar putea fi Duhul Sfânt. Deci, vorbind în limbi, Dumnezeu vorbește cu el însuși și face lucruri dincolo de orice am putea înțelege și face asta pentru noi când noi ne dăruim să ne rugăm în Duhul. Ce face pentru noi? Prea iubiților, zidiți-vă pe credința voastră cea sfântă și rugați-vă prin Duhul Sfânt. De ce rugăciunea în Duhul zidește credința sfântă care este în voi? Acum nu este credința ta, este credința lui Isus în tine. Tu ai fost răstignit lucrând împreună cu Dumnezeu, trăind prin credința sa. Sa. Așa că rugăciunea în limbi îți întărește credința, știi de ce? Trece peste tot, ocolește tot intelectul tău, totul despre tine nu o poți înțelege și cuvântul spune că te întărește. Nu știu pe nimeni care după o oră de rugăciune în limbi nu se simte de o mie de ori mai bine decât atunci când a început. Dar uneori trebuie să persiști pentru că nu simți că vrei să o faci. Nu este așa? Da. Așa că primim vorbirea în limbi în biserică, când Duhul Sfânt a fost revărsat în anii 80, oamenii strigau în alte limbi tot timpul. Și au încercat să aducă diferite scripturi pentru a-i face pe oameni să se calmeze și în cele din urmă un pastor a refuzat să permită ca asta să se mai întâmple în bisericile mai mari pentru că era confuzie. Așa că nu știu ce fac ei azi sau dacă este vreo persoană pe care pastorul o cunoaște și ei spun că au un cuvânt și știe că asta e bun și îl aduce în discuție și apoi îi se dă interpretarea. Vreau să vă spun asta, fiilor, că acesta este un lucru foarte important. Când am vorbit cu Valentin ieri, el a căutat pe internet și am aflat că fiecare profet a spus că nu există un profet. Nu există un profet super predicator undeva, nu a putut găsi în Africa, nu a putut găsi pe nimeni nicăieri care să ofere o profeție corectă despre Trump. Toți au spus că va câștiga. Toți, chiar și cei din Kansas, care au postit și s-au rugat timp de 40 de zile și au venit cu o profeție falsă. Acum, fiule, îți spun asta, Misiunile sub forma celor trei slujiri sunt sub o presiune extremă a confuziei, pentru că nu este deasupra, este de desubt. Încearcă să fie deasupra, dar sunt de desubt și Babilonul este sub noi pentru a o judeca împotriva ei. Și când a început chestia asta, nu știu dacă v-am spus, dar știu că am spus păstorului de acolo și tuturor de acolo și am spus că vă voi... Spune exact ce face Dumnezeu, El își mărește viața în fiecare credincios de pe planetă, în special prin Fi, deoarece în Fi poate manifesta viața în alte părți ale corpului. O crește până în punctul în care Pământul nu ne poate ține. Și cât privește ceea ce se întâmplă în lume, este doar un proces normal al semințelor care au fost plantate. Toate cresc așa. Unele dintre ele arată bine, altele arată rău. Toate fac parte din arborele cunoașterii binelui și a răului. Așa că sună și pentru voi. Toți ce îmi pasă este să intrați într-o relație atât de intimă, personală cu Domnul, Tatăl tău și cu Duhul Sfânt în Unire cu El, încât să ieși puțin mai mult din tine și să ajungi să crezi ca un copil mic și să ai comunicare. Asta este important, mai important decât orice altceva ce se întâmplă. Tot ce ai început să faci, toate celelalte ce le ai în viața ta, chiar acum sunt deja setate în cursul lor. Dacă vezi o modalitate de a semăna ceva mai multă sămânță pentru ceva ce vrei, ei, asta e deja setat în cursul lucrurilor de asemenea. Așa că acesta, aceasta este odihna care a dat-o fiilor săi să se odihnească rugându-se în Duhul. Când ne adunăm aici, am avut o întâlnire azi, acasă aici. Toată lumea era înghețată de frig și am zis să ne adunăm aici. Fratele meu a făcut niște supă și așa ne-am apucat de rugăciune. Și eu încurajez în mod constant pe toți să se roage în limbi, să se roage cu voce tare. Nu există așa ceva ca rugăciunea mentală. Asta e religie. Asta e ceea ce au adus catolicii în creștinism. Rugăciunea este a crede în inima ta și a mărturisi cu gura ta. Dacă ceea ce iese este vorbirea în limbi, te zidești pe tine în Așa că au fost multe controverse de-a lungul a mulți ani despre rugăciunea în limbi, să fii umplu cu Duhul Sfânt, și am învățat că așa cum eu nu am fost umplut cu Duhul Sfânt la acea vreme, și totuși Dumnezeu m-a folosit pentru a face toate aceste lucruri. Și apoi m-am umplut de Duhul Sfânt. Ei bine, nu există niciun lucru bătut în cuie în aceste doctrine pe care să vrem să facem pe cineva să învățăm pe oameni și oamenii au fost tot felul de întrebări și tot felul de lucruri și le-am spus. Hei, ascultă, cel mai bun lucru pe care l-ai putea face este să-ți concentrezi cuvintele în putere, chiar în sufletul lor, chiar dincolo de gândirea lor mică și să vorbești niște viață în acele semințe a noii creații. Pentru că dacă vei încerca să mergi după toate întrebările lor și toate chestiile astea, vei descoperi că scoți viermele din cutie. Oh, există un alt vierme care iese și mai este unul. Voi aveți asta. Aveți acea viață. Viața aceasta este abundentă. Acum, ce fac eu în mijlociri? Dacă ne-ați văzut online, ne adunăm cu toți împreună și eliberăm viață din Duhul prin sufletele noastre, în părți ale corpului într-un loc unde Dumnezeu ne conduce, eliberăm viață. Asta e a lucra împreună în unitate cu Isus în mijlocirea sa pentru trup. Concentrarea noastră pentru eliberarea vieții sunt semințele noi, noi creații și când eliberăm viață, fiind un plus de prezența Duhului și pur și simplu începem să ne rugăm în limbi, și cuvintele pur și simplu ies așa. În regulă, așa că numărul 1, ca orice altceva din împărăția lui Dumnezeu, dacă vrei să crești în ea, trebuie să fii ca un copil mic. Intelectual, încă sunt oameni care luptă cu botezul cu Duhul Sfânt pentru că nu simt nimic și oameni care Dumnezeu ar vrea ca ei să vorbească în limbi, dar ei nu vor. Ține minte, el nu a spus niciodată, Crești, maturizează-te. A spus, intră ca un copil mic. Așa că, până când nu suntem absolut complet în acest loc, trebuie să rămâi în acest loc și el ne dă viața, și viața este discernământul nostru, nu cuvintele oamenilor, nu lucrurile emoționale care ne fac să ne simțim bine despre unele învățături, ci viața. Viața care este în tine, care continuă să crească și să crească. Asta este ceea ce este important în aceste zile. Așa că noi nu predăm istoria Bibliei, nici măcar nu învățăm copiilor. Luăm copiii mici și învățăm despre suflet, duh și trup, și învățăm cum să stea în legământul lui Dumnezeu, în identitatea lor, și apoi niște povești biblice și chestii de genul acesta deoarece sunt copii mici. Eu predau uneori la școala dominicală, dar vreau să spun că accentul nu este de a învăța totul despre Biblie. Este vorba despre promisiunile legământului, extraordinare promisiuni, mari și prețioase, prin acestea sunt împărtași al acelei naturi divine. Așa că acesta este focusul și aici este și vorbirea în limbi. Sunteți toți gata să vorbiți în alte limbi împreună? Vedeți, puteți face asta împreună și să nu te gândești că este ciudat pentru că te edific pe tine însuți, te zidești pe tine însuți. Persoana de lângă tine se zidește pe sine însăși. Ai auzit vreodată despre a cânta în Duhul? Ai auzit despre a cânta în Duhul? Îmi place să cânt în Duhul. Oh, Pot să cânt cu cea mai scârțitoare voce din lume și doar cânt în Duhul și să fiu atât de binecuvântat. Bun. Putem face asta. Orice fel de întrebări pe care le-ar putea avea cineva, nu știu dacă pot să le răspund. Dacă cineva are întrebări, le puteți spune aici, ca mesaje. Sper că a fost destul de simplu încât să nu ai întrebări, pentru că, chiar așa este, de simplu și te încurajez să te rogi. Roagă-te în limbi, cât de mult poți. Eu mă rog în limbi tot timpul, dar am exersat să fac asta. Când conduci mașina, roagă -te. Mintea mea carnală încă conduce mașina, dar mă bucur în duhul și de multe ori m-am trezit în tot felul de situații ciudate. M-am oprit, am ridicat mâinile, chiar în mijlocul unui magazin alimentar, chiar în mijloc unui loc. Nu-mi pasă ce crede nimeni. Nu sunt acolo ca un spectacol pentru ei. Ei încearcă, încerc să fiu eliberat din acea circumstanță care a încercat să mă prindă. Amin. Așa că vă încurajez să faceți asta. Vedeți, sunt câteva lucruri despre a fi un împlinitor al cuvântului care ne face să creștem tot ceea ce învățăm să facem, un cuvânt pentru a împlini cuvântul, aceștia sunt cei care mă iubesc, cei care iau cuvântul meu și îl fac. Așa că orice ți-a arătat Dumnezeu să fii un împlinitor al cuvântului. Fă! Multe dintre lucruri vor trece, le vei face, făle și mai apoi nu trebuie să le mai faci, devin parte din tine dar în tot ceea ce creștem este din ce în ce mai mult și mai minunat, din ce în ce mai plin de viață. Acum, celălalt lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu voi despre vorbirea în limbi, suntem un vas aici pe pământ. Corpul nostru este cea mai mică părticică din noi și în sufletul nostru, Duhul Sfânt ne-a sfințit prin sângele lui Isus și ne folosește. Și pentru a fi un canal pentru Duhul Sfânt, nu înseamnă că ne neapărat că trebuie să învii un mort tot timpul sau să vindeci bolnav tot timpul, pentru că este o creștere care vine în trupul lui, Hristos, care nu are nimic de a face cu asta. Viața lui Isus și noi tocmai am îngropat una dintre surorile din biserică. Ea a făcut cancer și l-a avut cam un an, poate, și era o fată așa mică de înălțime și a spus, sunt vindecată prin rănile lui Isus, și nimeni nu o să-mi spună altfel. Părinții ei au făcut-o să meargă și să facă toate tratamentele pentru cancer, dar ea a ajuns să moară în final. Și am fost atât de fericit pentru ea, pentru că nu sunt prea mulți dintre noi care cred, care pot să reziste până la capăt, ținându-ne de promisiunea și știu care a fost recompensa ei de îndată ce a ieșit din acel trup. Toți se uită la mine. Bine. În tot ceea ce facem, credința îi aduce plăcere tatălui nostru. Aici ne-am uitat la care sunt principiile vorbirii în limbi și pe măsură ce te întorci la acest videoclip și te poți uita la el din nou, intrăm în odihnă, pentru că mintea noastră nu poate înțelege ce spune. Dacă este ceva care are de-a face cu vorbirea în limbi și e ceva despre biserică, unde cineva poate interpreta limbile, ei bine, aia va edifica biserica. Nu trebuie să ai o interpretare, dar așa cum tu crești în vorbirea în limbi, vei obține o mulțime de informații, o mulțime de lucruri. Unul dintre lucrurile pe care le-am descoperit e că Duhul Sfânt prin vorbirea în limbi. Îți va săpa adânc în suflet și va scoate din inima ta gunoi pe care nici nu l-ai văzut. E ca și cum te-ai spăla cu apa Duhului. Așa că există o mulțime de lucruri care au de-a face cu vorbirea în limbi pe care Duhul Sfânt le folosește pentru noi. De aceea a spus Pavel, că mă rog mai mult decât voi toți. Ei nu au încercat să explice toate acestea pentru că principalul lucru asupra căruia se concentra a fost biserica și ținerea confuziei de parte de biserică. Deci, sunteți siguri că nimeni nu are întrebări? Orice întrebare. Nu? Michael, e bine fără întrebări. Hei, te vei întâlni cu Joy în următoarea perioadă? Credeam că urma să vă întâlniți așa, da, bun. Deci, simplu. Zice să nu interziceți vorbirea în alte limbi. Așa că aveam denominațiuni întregi în creștinism care susțin că vorbirea în limbi e de la diavolul. Și le spun oamenilor să nu o facă. Așa că pentru voi, încercați. Încercați azi. Luați o oră. Setați-vă ceasul și rugați-vă în limbi. Și aveți un timp bun făcând asta. Distrați-vă. Bucurați-vă de asta. Da, distrați-vă. Pot să cânt, pot să vorbesc vorbind în limbi, și pot să cânt și apoi să dansez. E doar Dumnezeu. Făcând dragoste cu mine, este minunat. În regulă, fără întrebări? Nu, nimic. Sunteți prețioși, iar eu mă duc la culcare acum. Haideți să ne rugăm în alte limbi împreună. Ok, haideți să facem asta. Îi scot pe toți de pe munte. De pe mute. Ok. Toți sunteți scoși de pe mut. Este pe Zoom. Aleluia! Oh, atât de minunat! Bun! Trișa mă bucur să te văd. Și mă bucur că te-ai alăturat miercuri. A fost grozav, a fost bine. Lucruri profunde, lucruri bune. Și pe toți ceilalți vă iubesc. Toți vă ascundeți fețele pentru că nu ați vrut să vă dați jos din pat de dimineață. Așa că voi fi în India, dacă deschid vreo companie, vreodată companiile aeriene.